La Blaj, un grai al spațiului, va defini un teritoriu cultural plastic într-o deplină libertate de creație în luna august 2004. Orășelul are un statut preponderent cultural și va găzdui anual orientări plastice diferite prin rânduiala bună a primarului său, care dorește să se preocupe de neliniștea artiștilor plastici poposiți în taberele de la Blaj în căutarea frumosului și a adevărului lor artistic. Astăzi se încheie a 8-a ediție a taberei Indulgenței și Ucrain. Am fost onorați în anul acesta de prezența unor artiști deosebit de valoroși și le mulțumesc pentru faptul că au venit la Blaj. De altfel, Blajul, să știți că este un centru puternic de atracție pentru oamenii de cultură și în special pentru artiști. Oamenii de cultură cunosc Blajul, cunosc elementele de spiritualitate ale Blajului și vin cu mare plăcere la Blaj. Poate că nu în aceeași măsură suntem noi capabili să primim, poate că unii dintre ei au un mic șoc la venirea în Blaj, vin cu imagini foarte frumoase despre Blaj și au de ce în spiritualitate. Însă Blajul nostru, ați văzut, este modest și le oferă poate condiții mai puțin propice decât în altă parte. Cu toate acestea, fiecare ediție s-a bucurat de o prezență a unor artiști de mare valoare. Într-o epocă în care promiscuitatea morală și trivialitatea invadează cu agresivitate tărâmul culturii și nu numai, iar atentatele teroriste par să nu se sfârșească, tendințele de orientare ale artei contemporane spre sfera sacrului, așa cum se intenționează la Blaj, sunt salutare și benefice. În aceste circumstanțe, inaugurarea în anul 1997 la Blaj a taberei internaționale de artă Ioan Inocențiu Micu Klein reprezintă un act spiritual de o deosebită importanță și un semnal ce ne atrage atenția asupra sensului adevărat și peren în care ar trebui să ne îndreptăm pașii cu toții. Ediția aceasta 8-a taberei este specială, deoarece Blajul sărbătorește un eveniment deosebit de important în viața lui. Este vorba de împlinirea a 250 de ani de la înființarea la Blaj a primelor școli sistematice din Transilvania. Dedicăm această manifestare acestei mari sărbători de la Blaj. Ajunsă în anul 2004 la cea de-a 8-a ediție, această manifestare cultural-artistică s-a născut din inițiativa pictorului Horea Cucerzan, de sorginte blăjeană, fiind sprijinită de primăria municipiului Blaj, de Mitropolia Română unită cu Roma greco-catolică, de Ministerul Culturii și Cultelor și de Uniunea Artiștilor Plastici din România. Revenirea mea la Blaj și de tabăra pe care am conceput-o și pe care o fac și sper să fiu sănătos, să o pot face mai departe și să pot vedea cu ochii mei nașterea unui muzeu de artă contemporană, n-am făcut-o dintr-o datorie exemplară pentru că mi-a cerut cineva treaba asta. Și a fost onorantă pentru mine
pentru că m-am născut în orașul ăsta, în Blaj m-am născut, pe o stradă care se cheamă Câmpia Libertății, la doi pași de celebra Câmpie a Libertății. Am încercat, după 90, să fac această serie de tabere de creație, în primul rând pentru că m-am gândit că Blajul trebuie să fie reprezentat pe lângă plăcile comemorative, pe lângă, știu eu, școlile de altă dată, care sunt absolut extraordinare, pe lângă punctele turistice pe care le știm cu toții deja, Teiul Eminescu, Crucea lui Avrameancu, și printr-un muzeu care să fundamenteze și să pună la punct opere durabile, create de mari artiști din țară și din afară, dar care să creeze pe undeva o punte între artiștii de altă dată care au existat la Blaj. Pentru că aici la Blaj au fost dascăli și artiști de foarte mare valoare. Desfășurarea acestei tabere de creație la Blaj este pe deplin justificată dacă avem în vedere faptul că orășelul de la confluența Târnavelor a fost și este un însemnat centru bisericesc, cultural și istoric, marginalizat și asuprit în timpul regimului comunist, dar care începe să renască după 1989, aici funcționând din nou Mitropolia Greco-Catolică. Când a fost duminică în biserica, în catedrală, am avut așa un sentiment extraordinar de înălțare și de comuniune. În toată comunitatea aia, deși o biserică romano-catolică, am înțeles, simțeam că suntem unul și nu sunt ipocrită. Cercetările efectuate recent au evidențiat că în această urbe a spiritualității românești a fost cultivată și o artă de calitate, care s-a impus pe plan național și internațional. Avem în vedere activitatea gravorilor în lemn, care au decorat cu ilustrații cărțile bisericești din secolele 18 și 19, sau valoroasele opere de pictură, sculptură și grafică semnate de Octavian Smigelski, Flaviu de Comșa, Anton Zeiler, Iuliu Moga, Virgil Fulicea din secolul 20 și terminând cu creatorii contemporani, membrii ai Uniunilor Artiștilor Plastici din țară sau de peste hotare. Renumite sunt deopotrivă monumentele istorice de aici, dintre care menționăm doar Catedrala Sfânta Treime, cel dintâi edificiu baroc din mediul românesc transilvan, a cărei piatră de temelie a fost pusă de temelarul episcop Inocentie Micu. Iconostasul catedralei, sculptat în stil baroc cu elemente brâncovenești și împodobit cu icoane realizate de Ștefan Tenețchi, este cel mai mare din țara noastră. Veniți, dragi colegi, la Blaj. Oamenii sunt buni, locurile sunt minunate. Suntem aproape de inima culturală a României, dacă vrem să ne gândim istoricește, de Alba, de Munții Apuseni, de ceea ce românul cred că are cel mai bun, cel mai frumos. Trebuie subliniat faptul că, în intenția organizatorilor taberei de creație de la Blaj, care vine în prelungirea unei lăudabile și vechi tradiții artistice de aici, se află deschiderea unui muzeu de artă contemporană cu o secție de artă sacră, care să pună în valoare diferitele tendințe și preocupări vehiculate în arta românească și universală de la sfârșitul secolului al XX-lea și începutul veacului XXI.
există o presiune foarte puternică din partea artiștilor, a operelor pe care le-au lăsat Blajului, și pentru ca să ne oblige pe noi să realizăm un muzeu de arte contemporană. Nu știu precis când va fi lucrul acesta, dar eforturi vor exista și din partea noastră, din partea Consiliului Local, ca să ajungem să realizăm și acest deziderat al nostru, un muzeu de arte contemporană. Dintr-un început s-a dorit a fi o tabără pentru pictură modernă, cu secțiunea de artă sacră. Și fiecare artist a încercat să realizeze lucrări funcție și de crezul interior. Dacă unii au fost atrași de sacru mai mult, au încercat, cum și domnul Aftenie a realizat lucrarea de anul acesta pe tema unei pietre, deci temă sacră. Alții au îmbrățit